Astăzi îți voi povesti despre cavalerul paranteză rotundă și cavalerul paranteză pătrată, care au găsit în subsolul Turnului Alb, unde stă închisă domnița, un hrisov vechi și câteva bucățele de hârtie. Dragă cititorule, dacă vrei să descoperi cifrul care eliberează domnița din Turnul Alb, așează la oaltă bucățelele de hârtie, citește cu atenție mesajul și rezolvă problema. Ei, și acum, pentru că au primit o provocare, să-i ajutăm și noi. Privește cu atenție textele și recompune mesajul. Atenție! Orice detaliu este foarte important. Ai reușit? Să verificăm acum. Înmulțește cu a noua parte din 45 suma dintre triplul lui 243 și diferența dintre sfertul numărului 424 și treimea numărului 141. Acum încearcă să scrii sub forma unui singur exercițiu. Îți las și puțin timp. Ai reușit să termini de scris exercițiul, însă în timp ce tu scriei, între cei doi cavaleri s-a iscat o ceartă zdravănă. Eu stau aici!" strigă cavalerul paranteză rotundă. Ba, eu stau aici! Scrie că trebuie să înmulțim o sumă!" Atunci locul meu e aici și voi închide aici, pentru că diferența dintre sfertul acestui număr și treimea acestui număr se rezolvă înaintea altor calcule. Iar eu după tine, pentru că la rezultatul obținut de tine aici vom adăuga triplului 243. Și așa au căzut de acord asupra mesajului scris pe hrisov. Nouă nu ne rămâne decât să-i urmăm la drum în rezolvare. Dar drumul avea două căi pe care să o urmeze. Știi, eu zic să respectăm mesajul. Dacă mergem pe calea fără paranteze, nu mai este același lucru. Să mergem. După cum știi, de la ordinea efectuării operațiilor, au calculat toate operațiile de ordinul 2 care se pot realiza. Acum vreau să calculez mai departe și îmi stai în drum, zice cavalerul paranteză pătrată. Ba, eu voi rezolva acum, mai am un exercițiu. Uite, aici obținem 59 și îl rezolvă și pe acesta, fără să-și dea seama că a trebuit ca tovarășul său să se transforme din paranteză pătrată în paranteză rotundă. Aici obținem 788. Și uite așa, în drumul lor, au aflat cifrul 3940. Dar mă întreb, ce ar fi fost dacă porneam doar noi la drum, fără cei doi cavaleri, adică fără paranteze? Să vedem! Rezolvăm toate operațiile de ordinul 2 și copiem ceea ce a rămas nerezolvat. Aici obținem 1215 . Acum rezolvăm operațiile de ordinul 1 în ordinea scrierii lor și obținem 3.000 3751, iar la final am obținut 3704. Oare acesta este cifrul? Nu, pentru că exercițiul nostru acesta nu respectă mesajul de pe hrisov. Cifrul care deschide ușa Turnului Alb este 3940. Așadar, dragii mei, cavalerii paranteză rotundă și paranteză pătrată au rostul lor într-un exercițiu. Poți efectua operațiile doar dacă ții cont de reguli de prioritate. În exercițiul fără paranteze se efectuează mai întâi înmulțirea și împărțirea în ordinea scrierii lor, apoi adunarea și scăderea în ordinea scrierii lor. Dar dacă apar și cei doi cavaleri, se efectuează mai întâi exercițiul din interiorul parantezei rotunde și apoi din interiorul parantezei pătrate. Și acum nu-mi rămâne decât să vă urez succes în întâlnirile voastre cu cei doi cavaleri.